Sunt Natalia Echeptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. De curând, satul Bisericani din raionul Glodeni s-a împărțit în două tabere. Pe de o parte sunt sătenii, iar pe de alta, autoritățile în frunte cu primarul Angela Ceban. Am vrut chiar la Irina, la Glodeni, să întreb. Să întreb și reșenii prin ăștia, așa primăritate. Localnicii povestesc că la sfârșitul lunii ianuarie au aflat că autoritățile l-au înrolat pe un consătean de-al lor. Vestea însă i-a indignat pe oameni, și asta pentru că tânărul de 24 de ani ar avea probleme mentale și este orfan, spun ei. Dar și mai mult i-a supărat pe săteni vestea că băiatul a fost luat în cătușe. Eu pe urmă am deschis și am văzut pe Facebook pe Janel l-a luat încătușat. Pe Janel l-a luat încătușat la armată. Îți vine gând să te duci și dai cu ceva în cap, lua așa, la cum poți să le iei încătușat la armată, pe dânsul, pe un copil. Oamenii sunt convinși că primarul din sat e de vină și că anume ea l-ar fi trimis în armată pe tânăr. Acum, sătenii se îngrijorează de soarta lui și se tem că i s-ar putea întâmpla ceva grav. Să nu-l obișnuiască numai cineva acolo, ea, că asta e problema la armată. Ce-i face pe sătenii din Bisericani să creadă că băiatul ar avea probleme mentale? De ce oamenilor nu le vine a crede că tânărul a vrut de bunăvoie să îmbrace uniforma de soldat? Ce motive ar fi avut autoritățile din sat să-l impună pe tânăr să se înroleze? Dar și cum va răspunde primarul acuzațiilor care îi aduc sătenii? Aflați în această ediție. Lidia Moldovan a fost printre primii care au aflat că tânărul de 24 de ani a fost înrolat. Femeia este convinsă că băiatul nu putea să ia o asemenea decizie, iar cea care l-ar fi impus este chiar primarul din sat. Ce o face să creadă asta, aflăm imediat. Doamna Lidia, vă așteptăm. Cum ați aflat, în general, că băiatul a fost înrolat? Că a fost luat la armată. Era vreo ora 8 dimineața. Am început să mă sun telefonul și mă sunau persoane. Ele vreau să rămâi anonime. Fiindcă că băiatul, părintele nostru de la Bisericani, l-a luat la dumnealui la biserică, cum noi spunem, în storoșcă, în casa bisericii. Eu dat ca să trăiască acolo, fiindcă la dânsul în casă e imposibil să trăiască. Fiindcă podul e căzut, nimeni din autorități nu l-a ajutat. Deci casa lui e avariată după incendiu. Așa, vă întrebam cum l-au înrolat. M-a sunat că a venit doamna primăriță cu... Persoane anonime. Adică dumneavoastră cel puțin știți cine v-a sunat? Dumneavoastră nu vreți să spuneți aici? Da, nu vreau să spun. Dar de ce aceste persoane nu vor ca să le fie descoperită identitatea? Cum am mai fost și eu, chiar ieri, amenințată din cauza asta. Dar cu ce v-au amenințat, dacă nu e secret? Ei, așa mi-au spus, că ei n-au să recunoască că l-au luat forțat pe Janel. Așa, au spus că... Dar el a fost luat forțat? Dumneavoastră știți forțat, asta? Da. De unde știți? Părinții au spus că el a fost noaptea, dar el acolo trăie. Doar părintele știe. Preotul bisericii. Da, da. Așa. Și cum a fost luat el? Ce v-au spus? Eu zic că a fost dus la bălți. Eu de asta m-am revoltat, că fără să treacă vreo comisie, fără să fie la comisariat, cum așa direct la bălți și el cu sănătatea lui e imposibil să treacă... Dar l-au luat forțat? Da. Este adevărat, pentru că se spune că a fost încătușat. Da, alte persoane așa au spus. Chiar cu cătușe? Ca pe ca pe un criminal? Da. Da, persoana asta care eu știu că noi, cum, tot timpul la biserică ne întâlnim, eu am încredere în persoana asta, nu e o persoană care așa să spui. Doamna Lidia, eu sunt uimită pentru că eu am auzit să fie luați băieții la armată, așa, am crezut, mai cu desila, dar... Nu, eu am crezut în chestia asta, fiindcă așa îmi vineau și la mine să-mi iau băietul, îmi vineau cu... Cu cătușele? Vineau și noaptea ca să-mi iei copil la armată. Dar eu vreau să înțeleg, de ce dumneavoastră nu credeți că acest băiat putea să se înroleze de bunăvoie în armată? El, așa, mentalitatea lui are ca când de 10 ani. El tot timpul a fost închis. Eu de asta, ca să măcar pisa, la dânsul două surori s-a strangulat, mama a murit. Haideți să vedem cine au povestit consătenii dumneavoastră despre acest băiat. Atenție, Luca.
Locuitorii din Besericani povestesc că tânărul de 24 de ani avea două surori mai mari. Părinții lucrau cu ziua prin sat și mereu le purtau de grijă copiilor. Și tata au avut probleme psihice, rentar, ori nu știu cum să, ca să pronunț. Da. Și mama. Părinții lor au fost oameni acătării. Mama lui vopșe a fost de vopște, era o femeie de treabă. Vecinii zic că până la 4 ani tânărul nu a putut să vorbească. Până în clasa 9 el a mers la școală, dar din cauza că era timid, nu avea niciodată prieteni. Mi-aduc aminte pe Janel, el, un copil, el niciodată nu a ieșit să joace cu copiii în drum. El niciodată nu a stat cu băieță, niciodată nu a stat cu munici. El tot timpul era parcă sălbatic și era un cheș în casă. Și surorile lui. Oamenii zic că atât mama cât și tata aveau probleme de sănătate. Ani în șir, femeia a suferit de cancer și a decedat când mezinul avea doar 13 ani. După moartea mamei, băiatul a rămas să trăiască cu tatăl său. În scurt timp, sora lui l-a luat să trăiască cu ea. Băiatul s-a întors din nou în grija tatălui, după ce sora lui și-ar fi pus capăt zilelor. Sora și ei mai mari au fost tot normal cu dânsa. Numai că nu a avut săraca noroc și nu a avut cine să o apere. A fost chinuit tare. Peste 4 ani, în familia lui s-a întâmplat din nou o tragedie. Sora mijlocie a tânărului s-ar fi sinucis și ea. S-a jăluit că e bărbatul tare mult obătie, îți dușea un cuie în casă, îți dușea la altcineva. De 2 ani, băiatul locuia doar cu tatăl său. Din spusele oamenilor, băiatul era atașat de tatăl său și muncea cot la cot cu el. A rămas cu tata, dar tata avea, chiar tata se cunoște tare că are handicap. El ieșe să îmbraca în haine polițiști, ieșe pe la rutieră și de la rutieră. Putea să duc pe jos, să îmbli, să o iei, să îngurel. Vorbie sângurel, aiurie sângurel. Și erau, ei tare mult se departau de lume. Acum tânărul a rămas singur pe lume. În noaptea de Revelion, el și-a pierdut tatăl. E frumos să văd că comunitatea, da? Sau o anumită categorie din de oameni din comunitatea dată s-au mobilizat și arată că le pasă. Asta e foarte important. Chiar dacă o înțeleg perfect pe doamnă, că ea fiind un activist civic, da? De ce toată lumea și-i pasează ei cazurile, că poate mai direct să vorbească, dar hai să nu uităm că se confruntă cu autoritatea publică locală. Nu e atât de ușor să te confrunți cu autoritatea publică locală, da, din sat. Unii te întorci iar și înapoi în sat și trebuie să treci. Da, și dar e frumos, vă spun încă o dată, îmi place foarte mult că lumea s-a mobilizat și nu tac. Asta e ceva foarte important pentru societatea noastră. Respect, doamnă. Da, da. El la noi, el e ca când se, la noi în sat, el e în apele lui. El simte ca a nostru. El la orice om poate să vii la noi în sat, poate să intre ori la cine. Noi îl primim ca pe fiora nostru. Noi știm greutățile lui, noi știm suferințele lui. Noi, la noi, el a crescut de mitel în fața noastră. Noi știm suferințele lui tăti. Și amuia când așa, noi am rămas tăți șocați când brusc să-l iei la armată. Asta el... psihic, moral, nu-i pregătit. Okay. Eu cred că băiatul ăsta are o istorie foarte tristă și foarte mulți oameni indiferenți în jurul lui. Eu nu exclud faptul că acest control medical despre care se vorbește, că el trebuia obligatoriu să-l treacă, el a fost doar pe hârtie. Din experiența mea, credeți-mă, eu foarte multe lucruri ciudate și ilegale am văzut. De ce eu nu exclud faptul că acest copil cu o groază de probleme în acea localitate era o provoară pentru autoritățile publice locale și cumva s-a rezolvat problema lui prin faptul că a mers la armată. Vă reamintesc că astăzi vorbim despre un tânăr de 24 de ani din Bisericani, raionul Glodeni. Acum o lună, după ce i-a decedat tatăl, băiatul a fost luat la armată. Mai mulți consăteni spun însă că tânărul ar avea probleme mentale și că nu este apt de a îndeplini serviciul militar. Să mai auzim pe alți doi locuitori din Bisericani care afirmă că știu adevărata cauza înrolării băiatului în armată. Să-i întâmplăm. Bună ziua! Bună seara! Satul vostru e mare? Nu, 45 de case. Cam așa. Am înțeles că intrați într-o comună. Acolo sunt mai multe sate unite, uh-huh, unul cu altul. Primăria e în? În Cuhnești. În Cuhnești. E un sat mai mare, de alături, da? Da? Deci satul nu-i mare. 45 de case, gospodărie, nu e foarte mare.
Bănuiesc că tot satul voiește acum despre acest subiect. Dar nu subiect. Tot satul, tot Republica Moldova, până când s-a ajuns și prin alte țări. Nu numai că a noastră, asta Moldova. Cum? Pentru de copilașul ăsta, de băiatul ăsta. Cum zic că vine și splâng, ăsta nu-i băiat. Eu zic copilaș. Da, eu v-am auzit într-un subiect anterior, că îi spuneți copilaș la 24 de ani da, și sună pentru ciudat. Că care e situația și deși așa am reacționat noi mult. Toți sătenii, da? Da, eu tot am copil cu dizabilități, în stare gravă la pat. Și eu știu ce înseamnă asta. Și una că el a rămas singur el și într-a doilea el are dizabilitate. De unde știți asta? Dar el îți cunoaște și la față, el nu vorbește. Eu îl știu de mic, pe dânsul, el avea 4 anișori, eu când am venit cu traiul în sat, acolo. Copilul ăsta nu s-a jucat niciodată cu copiii. El niciodată la școală, ei au fost închiși. El chiar dacă ieșea afară să joace, el s-a jucat după casă. De ce? Cu sora lui. Parcă erau, să mă scuzați, salbatiși, cum aș zice. Pe urmă s-a urmat pe dânsul, l-a luat la școală. El a fost într-o clasă cu fata. Fata mea mai mare. Și eu știu de la fată, chiar săptămâna trecută, tot ne-a povestit de băiat. El niciodată nu a vorbit la școală. Lui, dacă eu spus Janel, stai acolo în bancă, el acolo în bancă și-a stat. Cum dar să ce știți voi? Lecția? El știe să scrie? Pentru nu că Dana Lidia bănuiește că nici nu știe să scrie. Nici să scrie nu. El dacă ieșesc, duc la fântână după o caldare de apă, duce până la fântână, fugă și înapoi tot fugă. Și, eu, și în mult timp umblat cu o caldare spartă, până cineva i-a dorit o caldare. Și asta cum... Haideți să revenim la problema cu înrolarea. Am înțeles că tot satul este cumva convins că acest băiat nu trebuie să nu ajungă trebuie să la facă armată. Armată. Și că cineva a pus mâna ca să-l înroleze așa. Cu... Să le-ai forțat. Chiar așa forțat. De repede? În timp de 3 zile el e la armată. Că nici nu am auzit. Eu am înțeles că voi doi ați venit astăzi aici fiind convinși că știți adevăratul motiv din care el a fost da. Înrolat. Care ar fi acest una, eu știu precis care a fost. Pentru că noi l-am mai ajutat pe băietul ăsta încă trăie tata lui. Nu, deci o decedat tata lui, de-am s-au mobilizat acolo persoane care s-au dus, s-au făcut înmormântarea, tot. Dar întâi s-au sunat la primăriță. La noi și s-a spus să dăi un ajutor pentru o mormântare. Că în casă și nu-i nimic, te uiți, vezi cerul. Păreți goi cum o ars, cum geamurile, chică, tot. Și noi am zis să dăi un ajutor, pentru măcar pentru o mormântare, dacă nu vreau să dăi pentru ca să fășiem casa și e cât de puțin. El s-a spus că n-are de unde să dăi. O mormântață cu ce aveți. Dar cum poți să spui mormântață cu ce aveți? După aia noi auzim că părintele de la noi, de la biserică, l-au luat la dâns, noi așa și ne-am înțeles, să-l iei până în primăvară, până când noi să-i facem cât de cât casa și tot nu putem cât să strângem noi așa de puțin noi între noi, ca să facem casa și e. Să-l iei părintele, l-au luat părintele la storoșcă, la biserică. Când noi auzăm, cum auzăm, chiar m-a sculat dimineață, eu din tăi și întâi trumăi fița la școală, hrănesc băiețelul care este bolnav, zic, în timp cât hrănesc băiețelul, zic, eu îndă-ți deschid o leac, să mai pun, mai merg știrile astea, așa. Cât, în timp cât hrănesc copilul, mă uit acolo. Și când mă uit, văd o postare. Și-i scris în postarea aceea, zici că Janel a fost luat forțat în cătușat, noaptea de la biserică, de la localul cine sfânt. Cine a făcut postarea, ca să înțeleg? Doamna Lidia. Era pus postarea doamna Lidia. Întreb. Domnule Tudor, doamna Elena, pe doamna Lidia am întrebat-o mai devreme. Voi cu ochii voștri ați văzut ca el să fie luat forțat și încătușat? Nu. Pentru că sună atât de grav și atât de neverosimil. Eu n-am văzut asta, nici dar nu cine pot a văzut spun atunci? De chestiile astea. S-au auzit. Cât de satul nu e așa de mare. Lumea n-a să spui, nu vreau. Dar eu una că nu sunt psiholog, oare să... Eu judic așa în mintea mea, eu n-aș crede, chiar polițiști și bășă cum.
criminal, oricum, ca să... Cum, dar chiar cum, este criminal să iei un om... Da, să iei un copil ales... așa și mai ales că știu, îl știu pe dânsul, îl știe și spitalele, îl știe toți, îl știu și copil este el. Deci e mai puțin credibil, da, că a fost da, încătușat. Dar eu nu cred să-l luați pe dânsul cătușat. Totuși, voi credeți că a pus mâna primarul pe asta? Da, eu... De ce anume o acuzați? Adică ce motive ar avea ea să o facă? Pentru că să nu-l ajute în continuare, la situația care este el. Nu mai este primarul aici. E primarul, că ca să-l iei la armată, lui trebuie să mă scuzați, ca să-l iei la armată, eu știu așa, că la mine băietul ăsta a terminat armata și-s mândru de dânsul că a făcut armată. Dar e copil sănătos, că eu am 5 copii, n-am unul. Sunt mândră că el a făcut armata și mă bucur cu așa copil, că el când am uitat acasă în concediu, nu l-am cunoscut, eu ședeam așa și mă uitam la dânsul. Și în loc de bună ziua îmi spune sărut mâna mamă. De la ce vârstă a luat, a fost înrolat? La 18 ani. Nu ca Janel la 23 de ani. Și acum vă spun și de asta. Este vinovat primarul, de ce? Pentru că întâi și întâi, eu știu așa, să iei o caracteristică de la primărie. Cum este băiatul ăla? Dacă nu a umblat cu furatul, nu a făcut așa, nu a făcut de-asta. Eu parcă așa știu, nu? Să faci o caracteristică. Pe urmă, trebuie să treacă comisia pentru armată, cum a trecut și copilul meu și cum trec și alți așa, copii, băieți, da, la asta. El nu a trecut. El nu știut o singură dată, o ieșit din sat, când doamna Lidia a fost și a făcut buletinul. Nu poate fi. Primarul aici, cum am vorbit deodată, Janel, vrei la armată? Vreau. La armată. Dar cine l-a întrebat? Nu, sunt în primărie. Dar cum vă explicați care... că abia acum, la 24 de ani, băiatul a fost luat? Și a zis că în 3 zile, adică vi s-a părut și dumneavoastră că e cam tata lui de mirare. Încă nu i s-au împlinit acele 40 zile, încă zilele astea, poate. De la mormântarea lui tata lui la 24 de ani. Și cum vă explicați, domnule Tudor? Nu știu, și pot să cred. L-a luat, eu vă spun că e vinovată primărița. Tot răspunde de sat primărița, nu răspunde persoanele date din raion, că ei nu știu situația. Dar vreau să vă întreb, până atunci, până în ziua când el acum a fost înrolat, poate cunoașteți cazuri când el s-a eschivat de la înrolare? Poate au venit cei de la Armata Națională să-l înroleze. Și doamna Natale, și vreau să zic, întrebarea este de ce acum la 24 de ani, 6 ani diferență, da, băieții se iau la 18, da, nu la 24. De ce acum? Pe asta întreba vreau să răspund eu acum. Deși nu l-au luat la 18 ani, copilul este au fost acasă, dar l-au luat acum după și erau părinți, era tata. Mama e decedat cu mulți ani, unul cu 10 și ceva, dacă nu mai mulți. Și deși l-a încorporat acum la 23 de ani pe dânsul? Mai întâi, eu n-aș fi așa de insistent să spun că primarul. Nu-ți cere, scumpa mea, caracteristică de la primărie. Se cere, deci, listele, dar listele, de fapt, le se iau de la 15-16 ani, de la școală. Și caracteristică nu se cere. Dar se recrutează, se înrolează în rândurile armatei și se scutesc cei care sunt în legătură cu starea sănătății, au probleme, 1. 2. Dacă este un părinte invalid și numai el, unic copil, deci nu se înrulează iarăși. Deci asta ar fi explicația. Da, tatăl său bolnav. Încă o situație, dacă este căsătorit și în căsătorie are 2 copii. Așa, mulțumim, doamna Nina. Da, iată, probabil și ar fi explicația. Tatăl său bolnav, din câte am înțeles eu. Toți au fost bolnavi mental. Și băiatul este imediat înrolat. Până atunci au așteptat. Cum vi se pare această explicație? Pe că de asta și noi zicem, cum așa, și după mormântare, după mormântarea la tatăl, l-a luat la armată. Am înțeles. Nici noi nu știm care e problema. Elena, o acuzați totuși pe primarul din eu, da, din pe dânsa, pentru că totuși doamna Nina a zis... Dar spuneți-mi, vă rog, ziceți că astfel a vrut să se ischiveze de la ajutorarea acestui băiat, de ca scăpi de dânsul, cum s-a zis, da. Dar spuneți-mi, vă rog, până atunci, el a fost vreodată ajutat de primărie? Nu a fost niciodată ajutat, pentru că ei niciodată nu au fost șar.
Ei nu au fost niciodată așa. Ei mai mult iubeau să duc cu ziua să mușească decât să duc să-și ară o felie de pâine de la cineva. Chiar dacă e pe casa... Chiar puteți să rămâi și fără de mâncare în casă. Colegii mei au fost la casa unde locuia tânărul și tatăl său. Haideți să o vedem și noi, atențiile. Eu lucra cu mine la construcție. Eu îi luam vară, mă rog, să câștigi un ban. Se duce la, mai multe ori la băbuțele, la Chiochianina, care a murit. Da. Da, băbuța cu și să o mânțănească. Ei tătea acolo de mâncare, mai tătea lui tătixul în garaj de gen. Lor le vine ajutoare, că le-au venit ajutoare. Că există trei haine care le-au primit ei ajutoare. Cropca asta e plină cu încălțăminte. Și plita de gaz. Tot ce vedeți, tot e de la, din donație. Asta e venit tot de pe graniță. Tot, absolut, da. Aici, le borfăiesc, îmbracă. Botelia, mașina de spalat. Contrar celor spuse de dumneavoastră, noi am făcut rost de un filmuleț în care acest băiat, copil, cum îl numiți dumneavoastră, spune că el binevol a mers să facă armata. Haideți să-l vedem. Singur ați venit în secție militară pentru a fi încorporat sau ați fost forțat de cineva? Singur. Bine. Dumneavoastră doriți să fie îndeplinit serviciul militar în termen sau nu? Doresc. Bine, vă mulțumesc frumos. Îmi trezesc foarte multe semne de întrebare atât video-ul, pentru că nu putem noi dintr-un video de 30 de secunde sau cât acolo, mai, da? Puțin unde mai puțin încă, să facem o analiză în ce măsură băiatul totuși are discernământ sau nu. Deși nu a făcut cu copilul, băiatul meu, că l-a luat la armată video. Deși nu faci cu altcineva video din alți băieți, că s-a luat la armată. Poate pentru că deși... satul vostru, cumva, consultenii, sunt indignați. Nu, nu, trebuie să iei măsuri. Haideți să întrebăm și pe ceilalți. Doamna Lidia, dumneavoastră, ce credeți? Eu cred că dumnealui trebuie să-i dicta cineva. Eu nu cred că asta. Să-i izbești acolo. Jenel, îți duci să-i izbești. Jenel, vrei la armată. Jenel pleacă la armată, că el așa deci credeți că el nu are discernământ și orice el întreb, el zice da? Nu, da. Și el personal șede cât șede pe el ca când arâde. Niciodată, să zici, poate să plângă, poate șade serios, parcă el la tata lui la mormântare nu plâns. La tata lui la mormântare el nu plâns. Haideți să vedem ce ne-au spus și alți oameni din bisericani despre acest băiat, dar da, și despre decizia lui de a fi înrolat. Atenție! S-a necat cu bucat de carne. Și el nu a putut, cred că, să-l salveze. Băiatul, dacă a fost dizmecit, îi trântea una după cap și-l scapa. Ori chema salvare, chema cineva în ajutor. El a dormit tătă noaptea și la 2 dimineața se duce la Andrei. Îi spune că a venit cu murit tata. Deci al când a murit? Asar. De ce înainte asar? El s-a uitat elizdru, spacoină, el nu reacționa. A murit tata, a murit la dânsul parc. Da, el dacă pune să săpe un șanț, el nu s-o oprie până... Până nu o sapă, dacă nu-l oprie cineva. Nu, el e bolnav, sărman. Zici că a trecut comisia, a trecut, dar nu a trecut el nimic. Nu știu care comisie a trecut el, eu n-am. La momentul în care o comunitate întreagă bate alarma, înseamnă că aici ori e schimbul de comunicare e foarte șubredă între autoritățile publice locale, da, și comunitate. Dacă o comunitate întreagă, un sat întreg de oameni vorbește că este o problemă, acolo înseamnă că o problemă este. Deci eu acestor oameni le dau dreptate. Pentru că un tânăr poate fi foarte ușor influențat. Spune asta, spune cealaltă. Noi avem dosare penale unde oamenii sunt audiați cu discernământ și dacă sunt influențați cumva de cineva, îi fac niște declarații care se convină cuiva. Adică acel video care dumneavoastră l-ați văzut, el mie nu mi-a insult în credere. Eu cred că în cazul ăsta este ceva ciudat. L-au adus ca, nu știu, ca prin deținut. Nu este el de armată și nu cred să facă față. Doamna primăriță, o sunat și o amenințat. Dacă ați vă aduceți, stați de vorbă cu mine. Nu au venit în funcție doar pentru fotoliu. Are niște obligații față de fiecare om. Schimb poliția de la Godin și o să mă închidă dacă eu îl filmez. Eu sunt aici? Nu sunt aici cu voi, dar sunt aici. Înțelegeți?
De curând, satul Bisericani din raionul Glodeni s-a împărțit în două tabere. Pe de o parte sunt sătenii, iar pe de alta, autoritățile în frunte cu primarul Angela Ceban. A venit doamna primăriță, fără să treacă vreo comisie, fără să fie la comisariat, brusc să-l iei la armată. A fost luat forțat în cătușat. Localnicii povestesc că la sfârșitul lunii ianuarie au aflat că autoritățile l-au înrolat pe un consătean de-al lor. Vestea însă i-a indignat pe oameni, și asta pentru că tânărul de 24 de ani ar avea probleme mentale și este orfan, spun ei. Mentalitatea lui are ca când e de 10 ani. Și una că el a rămas singur el și într-a doilea el are dizabilitate. De unde știți asta? Dar el îți cunoaște și la față, el nu vorbește. Copilul ăsta nu s-a jucat niciodată cu copiii. Acum, sătenii se îngrijorează de soarta lui și se tem că i s-ar putea întâmpla ceva grav. Deși nu l-a luat la 18 ani și deși l-a încorporat acum la 23 de ani pe dâns. Eu n-aș fi așa de insistent să spun cu primarul. Ce motive ar avea ea să o facă? Pentru că să nu l ajute în continuare la situația care este el. Dacă o comunitate întreagă, un sat întreg de oameni, vorbește că este o problemă, acolo înseamnă că o problemă este. Ce-i face pe sătenii din Bisericani să creadă că băiatul ar avea probleme mentale? De ce oamenilor nu le vine a crede că tânărul a vrut de bunăvoie să îmbrace uniforma de soldat? Ce motive ar fi avut autoritățile din sat să-l impună pe tânăr să se înroleze? Dar și cum va răspunde primarul acuzațiilor care îi aduc sătenii? Aflați în această ediție. Astăzi discutăm despre un băiat de 24 de ani din Bisericani, raionul Glodeni. Recent, tatăl lui a decedat, iar aproape imediat după asta, băiatul a fost luat la armată. Spre nedumerirea și indignarea sătenilor, care spun că tânărul ar avea probleme de ordin mental și nu poate face serviciul militar. Iar decizia de a se înrola a fost dictată cu un scop meschin. De toate, ei îl acuză pe primarul din localitate. Potrivit sătenilor, el era o povară pentru autorități și anume astfel ei au vrut să scape de el. În câteva momente vom auzi cum răspunde la asta primarul din localitate. Dar acum le invit în platou pe Edita Josan și Viorica Stati, care l-au vizitat pe tânăr la armată. Să vedem ce vor povesti ele despre această întâlnire. Să le întâlnim. Fetelor, bună seara, bine ați venit la noi, vă rog să luați loc. Din câte am înțeles, voi l-ați vizitat pe acest băiat la armată. Da. De ce ați mers să-l vizitați? Noi, cumva după moartea tatălui său, ne-am implicat mai mult în viața lui. Noi periodic îl mai ajutam, așa, de departe. Dar de unde știați despre el? Eu personal l-am cunoscut după incendiu, cu 2 ani în urmă. Și cumva de atunci știam deja istoria lui. Deja după moartea tatălui său am văzut că condițiile nu s-au mai schimbat, sunt tot aceleași, din ce este mai rău și mai rău. Și am hotărât că o să fim alături, orice s-ar întâmpla. Viorica, dar tu? De pe internet, pe data de 1, am văzut, probabil la Edita, ea are un grup în care ajută mai mulți oameni și cerea ajutor pentru mormântarea tatălui. Și deci am văzut. Și de acolo ai început să cunoști povestea băiatului. Să contribui și eu cu ceva. Și ajutor. Acum când ai aflat vestea că a fost înrolat, la ce te-ai gândit? Și de ce în general v-a îngrijorat această veste? Din cauza că am văzut că este un băiat foarte timid și am înțeles că nu este el de armată și nu cred să facă față sau... Deci... Este pentru mine încă, sincer să vă spun, îl consider ca un copil. Tu îl cunoști personal? Da, da, l-am văzut personal și nu știu, adică chiar într-adevăr am vrut să vedem, deoarece după câte am aflat, chiar și are ceva probleme de sănătate. Și s-a plâns el sau de unde ați luat? Nu, am auzit, adică... Toți oamenii din localitatea lui, adică confirmă faptul ăsta. Noi nu putem să fim siguri, adică fiindcă nu avem o diagnoză să exact vedem asta pe foaia albă. Și eu. Dar cumva... Așa, ați mers să-l vizitați. Da, exact. Făcând voluntariat, să zicem da, așa, da. Și preocupându-vă de soarta lui.
Când ați fost? Dacă l-ați văzut și cum a fost întâlnirea voastră? Ne-am întâlnit cu foarte multe dificultăți. Adică, din start am spus numele la cine am venit și ne-a spus că el este la masă. Zic, bine, noi o să așteptăm. Am așteptat undeva vreo jumătate de oră și mi-a spus că el încă e la masă, dar dumneavoastră nu o să puteți să vă vedeți cu el, fiindcă este carantin. Noi am spus că avem un certificat, fiindcă erau alți vizitatori care puteau să intre cu un certificat care confirmă. Am spus că noi deținem un certificat, am vrut de vaccinare. Doar să-l vedem. Am spus că nu e posibil, fiindcă e carantin. Și eu am insistat, eu personal am insistat, că eu vreau să mă conving că el este aici, vă rog frumos să ne-l aduceți, măcar după fereastră. Eu o să-l văd cu ochii mei, el într-adevăr, aici, fiindcă noi cumva aveam careva dubii. Nu știu de ce, dar mi-a părut foarte straniu faptul că l-a luat la armată atât de repede după moartea tatălui său. Așa, l-ai văzut? La unitatea totuși, militară. Într-un final, l-am văzut după 3 ore, practic 4 ore, ne-a ținut acolo. Noi presupunem... Fetor, dar voi sunteți bravo, foarte insistente. Altele se întorceau și plecau, mai ales în că practic nu v-au dat nicio șansă să-l vedeți. Cred că... Tot respectul. Cred că asta a fost și scopul lor, ca noi să cedăm într-un final, fiindcă deja eram foarte înghețați, mașina era parcată cumva mai departe, dar noi totuși am zis că noi vrem să-l vedem. Ce ați văzut? În ce stare era băiatul? Nu mi-e frică să spun, l-au adus ca, nu știu, ca pe un deținut. În ce sens? În sens că, așa, cu împinsături, s-a oprit acolo la intrare, așa, într-un caridoraș și noi l-am văzut foarte, foarte speriat. Adică îi fugeau privirile, el nu înțelegea ce se întâmplă și totodată toți am fost eu cu Verica și soțul ei și așa s-a primit că toți trei odată am confirmat că el e foarte speriat, adică nu am observat doar eu sau doar Verica. Ați reușit să vorbiți cu el, să schimbați câteva frase? Am vrut măcar așa, peste fereastră, dar repede l-au dus. Deci nu ați avut posibilitatea să... I-am transmis un pachet și doar în momentul acesta soțul meu a reușit să-l întrebe, Jeniel, totul e bine, la care el, adică odată din cap, însă nu era convingător că totul e bine. Hidita, eu știu că tu ai mers și la Glodeni ca să afli ce știu acolo despre înrolarea băiatului. Ce ai aflat acolo, la raion? Spre uimirea mea, toți cumva au rămas uimiți, chiar și aceeași asistență socială. Deci ei știau sau nu despre faptul că băiatul a fost înrolat? Nu, ei tot nu știau. Ei erau la curent că el are probleme de sănătate. Adică chiar aceeași... Dar habar nu aveau că el este înrolat. Da, fiindcă asistența socială totuși au reușit să acorde doi psihologi ca să lucreze cu el, ca să-l consulte după moartea tatălui său. Și ei au reușit doar o singură ședință să facă, adică fiindcă el a fost înrolat mai apoi. Echipa mobilă i-a dat-o acasă de la asistența socială. Și domnul de la asistența socială a spus că el personal a sunat și a întrebat de ce l-ați luat. Eu totuși vreau să vă întreb. Așa cum spuneți voi că vă faceți griji, că el nu este chiar sănătos, că el nu are discernământ, voi nu credeți că el se simte bine acolo, unde este? Nu. Poate care nu-l cunoaște, când ne-a mai scris și alții, că poate mai bine să fac armată. Nu. Da, eu știu că el nu trebuie să fac armată. Armata nu e pentru dânsul, e pentru o persoană care judică cu mintea și care e stare să fac armată. Astăzi discutăm despre un tânăr de 24 de ani din Bisericani, raionul Glodeni. Acum câțiva ani au decedat surorile și mama lui, iar recent el și-a pierdut și tatăl. Singurul sprijin pentru băiat au rămas să fie sătenii care l-au ajutat cu hrană și alte necesare. Oamenii povestesc că au rămas nedumeriți când au aflat că băiatul s-a dus la armată și asta pentru că el ar avea probleme de ordin mental și nu putea lua o asemenea decizie de unul singur. Sătenii cred că tânărul a fost manipulat și dau vina pe primarul din sat. Aceasta nu ar vrea să poarte responsabilitatea pentru băiat și astfel a scăpat de el, spun oamenii. În câteva clipe vom auzi cum comentează primarul aceste acuzații, dar mai întâi haideți să vedem cum autoritățile din Bisericani l-au susținut până acum pe acest tânăr. Atenție la ecran!
primul rând că nu aveau chiar și actele, au avut un incendiu, unde noi când i-am solicitat actele ca să-i facem o susținere din fondul monetar, ei nu aveau actele. Când am dat să le actualizăm actele, să le facem buletinele de identitate, nici că certificatele de naștere nu le aveau. Ne-am deplasat și la, chiar la domiciliu, la dânsă. Nu știu din ce din motive, dumnealor practic ne-au refuzat. M-am solicitat de câteva ori să prezinte la noi la primărie ca să-i facem suportul ăsta monetar. Dumnealor nu s-au prezentat. Ne-au lăsat așa, în mijlocul drumului, nu ne-au prezentat nimic și s-au dus că erau, îndeplineau, prestau acolo o muncă, erau curându cu vașile. Tata lui nu reacționa la lucrul ăsta, dar el așa era mai timid. Practic l-am susținut tot timpul, nu putea să fie, deoarece noi eram de acum incluși ca să-l ajutăm, să-l susținem, să-i acordăm suportul necesar din partea autorităților publice. Nici prin cap nu ne-a trecut să ne fie un cetățean a satului povară. Dacă ai intenția să ajuți pe cineva, indiferent, da. Mergi până la capăt și ajuți. Faptul că doar să vorbești că noi am cerut și am vrut, asta nu este suficient. Autoritatea publică locală trebuie să înțeleagă odată și pentru totdeauna că nu au venit în funcție doar pentru fotoliu. Are niște obligații față de fiecare om care locuiește acolo, în sat, unde se află. Dar am cerut să ne dea act și nu ne-l-o dat, asta nu este justificare. Și rușine să-i fie doamne primar pentru argumentele care le-au adus. Că nu sunt deloc credibile. Noi suntem 900 de primari, da? 898. Și fiecare primar, fiecare comunitate își merită primarul. Ați ales ceea ce ați ales, aceea aveți. Eu n-am ales. Eu nu aș putea așa să acționez, fiindcă și la noi sunt foarte multe lume care trebuie... Nu, eu le spun la asistenți sociali, nu așteptați ca omul să vină. Sunt oameni care nici nu cunosc că au drepturi de a se adresa. Deci noi în fiecare săptămână, lună, deci căutăm ajutoare, colaborăm cu asociații, dar ceea ce vreau deci să spun, înțeles. Un moment, deci că a fost dus cu cârdul cu vaci și nu a putut să fie o formată o anchetă, eu nu cred asta. Asta nu este motiv. Toate documentele trebuie să le formeze primăria. Dacă nu le are, trebuie să se implice, să le ajute ca să aibă documentele și să... Acolo trebuie o semnătură din partea celor care este anchetat. Deci trebuie să intrăm în situație și să ajutăm. Asta este rolul. A venit momentul să aflați ce răspunde primarul din Bisericani la acuzațiile sătenilor. Angela Ceban afirmă că tânărul de 24 de ani și-a dorit mult să ajungă la armată. Astfel, ea nu a făcut decât să-i împlinească visul. Haideți să o auzim. Atenție la ecran. Noi îndeplineam, cum s-ar spune, numărul din corporare a băiețelor care atingeau vârsta de 18 ani și un pic el era delasat, uitat. Zând posibilitatea asta, imposibilitatea asta lui de a se dezvolta, de a crește, de a cineva să mai dă de cu părerea că poate să meargă la munci peste hotare, dar dacă el nu a fost nicăieri, el nu știe să orienteze, cum s-ar spune, în societate, poate armata să-l învețe. El pașnic, o dat acordul, după dânsul s-a deplasat de la serviciu din corporare armate de la Glodin. Am înțeles că nu este cerere înscrisă, dar orală. Oral, el a dat acordul că el este de acord să-ți facă serviciu militar. Și l-am întrebat, Jenelu, tu te-ai gândit, vrei să mergi în rândurile armate? Și el a zis că da, doamna primar. Eu, de cât îl știu, n-am văzut să aibă el probleme mentale. Și, în primul rând, eu nu cred că el avea să fie admis să-l incorporeze în rândurile armate dacă el avea să aibă probleme mentale. El, la o vârstă, fiind și perfect sănătos, după cum mi s-a prezentat din punct de vedere medical, de către chiar și medicul de familie, unii ne-a confirmat că este perfect sănătos și a trecut iarăși comisia medicală, testul este la psihiatru. Eu cred că nici dumnealor, că sunt oameni responsabili de atâția ani în funcția dată, nu puteau să admită ei că el să aibă unele probleme de sănătate și să-l încorporeze în rândurile armate.
local din sat, care o trebuie să vină aici, cum am venit și noi, aici pe loc. Așa. Doamna primăriță o sunat și o amenințat. Dacă ați vă duceți, ați stați de vorbă cu mine. Și pe care am sunat și am întrebat, mergeți? Eu am spus că nu mergem, că din cauza ca să întrebească un act din primărie, nouă n-ați să vreți să ne dăi. Asta e pricina. La mine, eu n-am dovedit să scot telefonul, la mine tot a venit polițistul de sector și... E cu mine, mă știe pe mine la caracter și nu-i merge. M-am luat, el tot așa ne-a început cu niște... Ce anume v-a spus? Că să lăs pe Janel acolo, că tipa eu să nu-mi vâr nasul, că el a spunea câte 8.000 salariu pe lună și... Da. Domnul polițist? Da, sector? Da. Și eu când m-am dus rep să scot telefonul, dumnealui a fugit și a schimb poliția de la Godin și a să mă închidă dacă eu am filmat. Probabil frica la toți cei care au venit astăzi în platou e faptul că acest băiat, indiferent ce capacitate mentală are el, el nu are capacitatea de a se autoapăra. Da, asta corect. Eu înțeleg. Da, și asta le trezește aceeași frică, pentru că, hai să fim sinceri, în armată, băieți bravi cu capacitate de apărare nu se pot apăra de multe ori, da? Da. Că sunt reguli care sunt și noi toți cunoaștem. Vreau foarte mult să cred că acest caz o să autosesizeze organele competente. Este avocatul poporului, da? Atunci când eram noi mici, când nu puteau să rezolve, se chemau la clacă, făceau o clacă și ridicau o casă. Și că primărița, sau primarul, cum îi place să zică, de la bisericani, dacă ar prinde fir, că oamenii sunt gata pentru clacă, și să vie pur și simplu și să ajute acolo. Ea ar avea un preț foarte mare în satul ăla. Corect. Exact. Și în alt sat s-ar transmite. Poate era mult mai greu să vă cred dacă eu nu aveam o experiență similară cu a voastră. De aceea eu vă dau dreptate. În toate suspiciunile care le aveți, în faptul că cineva de la primărie nu-și face treaba bine. Și eu mă bucur pentru faptul că este o generație de oameni, necătând de vârstă, care se implică. Și voi sunteți niște oameni extraordinari pentru faptul că v-ați implicat în soarta și viața unui băiat, bătut de soartă, sărat, fără părinți, care întrunc cele mai mari greutăți din viață. Eu știu cât e de greu să lupți cu cei de la autoritățile publice locale. Tu devii dușmanul lor pentru totdeauna. Dar eu vă doresc să nu cedați, indiferent ce dificultate nu v-ar apărea în față, să luptați până la capăt, pentru că dreptatea tot timpul câștigă. Dar voi o aveți. Bravo! N-ați pui linia, linia, mă fac fără ei să mănânc. Tot eu mușești, tot eu nu dorm nopțile, și tot eu, pe când nu ne fac linie, o să obligator să-mi dăie leafa mea, să-mi dăie a copilului. Și nu vă temeți de amenințările primarului. Până la urmă, primarul este o figură atât de importantă în societate. El e... se dă important în localitate, da. dar după localitate, credeți-mă că e mai puțin important. Da. Și legea se aplică exact la fel, cum și față de un om sărac, la fel și față de un primar și la fel și de alți oameni care au funcții și mai mari. De ce nu trebuie să vă fie frică cu oamenii în țările lor prostești sau că vine sectoristul și bagă frica în voi? Credeți-mă, timpurile se schimbă și nu trebuie să vă temeți, pentru că fiecare o să răspundă pentru egalitatea lor. Pentru că în această istorie apar mai multe întrebări, cum ar fi starea lui de sănătate, despre care nu știm până la urmă nimic, sau că de ce a fost înrolat abia la 24 de ani acest băiat, pe când trebuie să fie înrolat la 18 ani. Echipa noastră a solicitat un comentariu de la Ministerul Apărării despre acest caz. Însă, până în ziua imprimării acestei emisiuni, nu am primit niciun fel de reacție de la această instituție. Dumneavoastră spuneți că Ministerul Apărării nu v-a dat răspuns. Mie, ca primar, la trei primari, ne-am semnat pe un document, cerem audiență la un ministru. Mă credeți că nu am răspuns nici da, nici ba, nici nu m-a telefonat nimeni. Adică nu vă uimește asta. Și când spuneți noi de la autoritatea publică locală, chiar mă doare. Fiindcă eu nu sunt pe altă parte de barieră. Eu sunt aici, nu sunt aici cu voi, dar sunt aici. Înțelegeți? Și cum a spus doamna, cine e un primar? Vă scuzați, vă rog. Știți că e...
E mai jos ca un cetățean, fiindcă el slujește oamenilor, el cu asta vine, ca să slujească comunității, să servească, mai bine spus. Dar dacă tu vii cu altă minte și să socoți că ești superior, păi nu ești primar. Și mai spui, vreți să vă adresați, n-o să te alegi, n-or să te aleagă a doua oară, ori poate nici n-ai să ajungi până la sfârșitul mandatului. Înțelegeți? De atâta nu, vă rog, autoritățile care sunteți deasupra primarului, știți câte autorități sunteți? Eu știu cum v-a ajuns cuțitul la oșuvătoare, dar vă rog aici, da? În acest caz, eu de mult nu stăteam în cabinet, în birou, dar eram acolo la unitatea militară și mă uitam ce face omul. Mă duceam în spânzele albe la Ministerul Apărării și dăm sub poartă și întrebam cum comisia medicală o semnat că băiatul ăsta poate fi înrolat în armată. Și aș întreba comisia. Nu aș aștepta și aș spune că s-a dus cârdu cu vașii. Aici încheiem. Liniște și pace.